ca primarii și autoritățile locale în general să profite de măsurile luate de guvern pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice necesare accesării de fonduri, fără studii de fezabilitate, fără proiecte tehnice de execuție, accesarea de fonduri nu poate să aibă loc. De aceea, Guvernul României, încă din anul 2020, a adoptat Ordonanța 88, prin care a pus la dispoziție un fond de peste 100 de milioane de euro pentru a fi accesat în vederea pregătirii acestor proiecte. Iar dacă acum, în această perioadă în care avem 80 de miliarde de euro la dispoziție, primarii nu reușesc să atragă fonduri europene pentru comunitățile lor, atunci acest lucru va fi poate o mare rușine pentru ei, în calitate de conducători ai autorităților locale și de care au în grijă comunitatea locală, pentru că de acești bani depind investițiile într-o comunitate, depind condițiile de viață și de locuire ale oamenilor. Îi îndemn să aibă o cât mai mare deschidere pentru accesarea de bani europeni. Este șansa pentru dezvoltarea viitoare a României.